La 122 de ani de la trecerea la cele veșnice, Sfântul Iosif cel Milostiv, ierarh care a condus vreme de 27 de ani Mitropolia Moldovei, într-o perioadă de mari frământări sociale, a fost sărbătorit astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași, a cărei construcții a fost finalizată în timpul arhipăstoririi sale. La slujbă au participat și clerici și credincioși din Republica Moldova. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în Catedrala Mitropolitană din Iași de 6 ierarhi ai bisericii noastre. Din soborul slujitor au făcut parte și 35 de preoți din Mitropolia Basarabiei. Ierarhii sunt luminători ai poporului și mijlocitori către Dumnezeu, a subliniat Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, în cuvântul de învățătură. Sfinții sunt pentru noi modele, iar ierarhii, dacă ne uităm în istoria bisericii noastre, dintotdeauna au fost luminători ai poporului și mijlocitori către Dumnezeu, mijlocitori către tronul Preasfintei Treimi, pentru țara noastră, pentru poporul nostru, pentru neamul nostru. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să ajungem și anul acesta împreună la sărbătoarea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv. Și în același timp pentru noi basarabenii este o mângâiere și o bucurie, pentru că în calendarul Bisericii Ortodoxe Române avem înscriși doi sfinți născuți în Basarabia, doi ierarhi care au înțeles ce înseamnă a trăi sub jug străin, ce înseamnă a-ți păstra credința și identitatea, ce înseamnă a păstra limba, a cultura și mai ales a sluji în limba neamului tău. La final, în al Preasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, a vorbit despre evlavia preoților și credincioșilor din Republica Moldova față de Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv. Un popor trebuie să aibă o biserică a neamului său și trebuie să fim în acea biserică a neamului nostru. Ceea ce mă bucur că și Vlădicu Antonie și Vlădicu Veniamin este aici împreună cu noi. Am venit ca să vă încurajăm, așa cum v-a încurajat și în altul Teofan, și noi v-am încurajat din toată posibilitatea noastră care a fost, ca slujba de astăzi să fie pentru noi toți o bucurie și în viața istoriei Bisericii Ortodoxe Române și a basarabenilor de acolo, din acea parte. În al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vorbit la rândul său despre bunătatea și iubirea față de semeni a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv. Sfântul Iosif cel Milostiv, Sfântul Iosif cel iubitor de săraci, Sfântul Iosif cel iubitor de slujbele dumnezeiești, Sfântul Iosif, ctitorul catedralei și al facultății noastre de teologie din vecinătate, Sfântul Iosif, cel care a ales calea jertfirii de sine ca alții să se bucure de inima sa bună. De fapt, acesta este creștinul ortodox adevărat, care ia crucea, adică nu se gândește doar la sine și încearcă să poarte crucea celuilalt, jertfindu-se pentru el. Sfântul Iosif avea mare bucurie atunci când făcea bucurie altora. Creștinul adevărat este cel care se bucură când ceilalți se bucură și, mai presus de toate, Dumnezeu văzând bucuria pe care o împărtășim altora, se bucură și el de bucuria noastră. Sfântul Iosif a fost darul pe care Dumnezeu l-a făcut acestei catedrale, este darul pe care Basarabia înstrăinată l-a oferit României, celei reîntregite odată, poate și pe viitor, cu mila lui Dumnezeu. Sfântul Iosif cel Milostiv este darul pe care Dumnezeu l-a trimis creștinilor care vin să se închine la racla cu sfintele moaște ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva. Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv a trăit între anii 1818-1902 și a fost mitropolit al Moldovei și Sucevei în perioada 1875-1902.